Neața, e joi, 23 noiembrie, ceea ce înseamnă că în America astăzi este ziua recunoștinței, adică Thanksgiving. Ziua asta se sărbătorește în fiecare an, în a treia joi din noiembrie, deci în fiecare an, evident, într-o zi, într-o dată diferită. Anul ăsta e 23, mâine la anul poate să fie 24, mă rog, peste 2 ani va fi 25. Cert e că e a treia joi din luna noiembrie, urmată de Black Friday. Deci, Thanksgiving-ul pentru americani reprezintă o zi cu mult fotbal, cu multă, multă mâncare delicioasă, cu familie, cu prieteni alături, cu decorațiuni de Crăciun și, bineînțeles, dacă ai destul de multă energie după ce ai mâncat o masă copioasă, bineînțeles, cu prima tură de shopping de Black Friday. Am fost și noi puțin la cumpărături, să luăm curcanul și ce ne mai lipsea pentru meniul de care o să ne apucăm imediat. Din păcate, noi suntem, mă rog, din păcate, că nu e așa, nu e o tragedie, dar tot timpul suntem cam numai noi doi de sărbătoarea asta, pentru că cumnatul meu merge la prietena lui și la familia ei în Detroit, pentru că, așa cum am spus, lumea călătorește către familie și către prieteni, iar socrii mei sunt într-un alt stat la momentul ăsta. Suntem noi de noi pentru că prietenii pe care avem aici au și familii, copii în general și evident își fac sărbătoarea cu familiile lor. Nu e o tragedie, doar zic, mi-ar plăcea tare mult să fiu gazdă și să avem casa plină, însă înțeleg și eu că dacă și eu aș avea toată familia aici, nu aș merge probabil la alții în vizită, ci aș sta cu ei. Bun. Vă las că ne punem imediat să gătim și curcanul va dura ceva. În meniu avem și noi, așa cum am spus, curcan, pireu de casă făcut în stilul lui mama, sos de merișoare, umplutura, și sosul gravy pe care tot John îl face. Iar pentru desert m-am gândit să fac o ruladă cu dovleac și cremă de brânză. L-am făcut acum 2 ani, dacă țin bine minte, pentru că anul trecut, exact în ziua de Thanksgiving, ne mutam în casa nouă și țin minte că a fost foarte funny, că noi speram ca măcar bufetul chinezesc să fie deschis sau ceva, că în timp ce ne primeam cu cutiile n-am avut timp să facem un dita mai curcanul, evident, toate erau în cutii. Însă nu am găsit nimic, nimic deschis, totul era închis în seara aia, mă rog, în ziua asta la prânz, așa că am găsit un IHOP, adică un International House of Pancakes, deschis și am mâncat acolo. A fost foarte trist și ne-am promis că fiecare an vom face un curcan și nu vom ieși să mâncăm în oraș, însă anul trecut a fost o poveste diferită. Acum 2 ani însă am făcut un meniu foarte similar și a ieșit delicios, așa că anul ăsta încercăm să-l facem din nou și să vedem exact ce va ieși. Haideți să ne apucăm de treabă, că sunt multe ore de stat în bucătărie. Mâine de-a lungul zilei să vă arăt exact ce gătim, cum pregătim și varianta finală a mesei noastre de Ziua Recunoștinței. Masterchef? Nu? No? You look like one. What are you making, tell us? Stuffing. Asta e umplutura pentru curcan, cu ceapă, carne tocată de porc și carne tocată de curcan. It's pork sausage and turkey, right? Okay. Yeah, turkey sausage. Both sausage. Ce facem aici? Ce e asta, Jen? Turkey neck, liver. Yep. For the gravy. Și aici avem pasărea. Cea mai mică pe care am găsit-o. How many pounds? 12? So that's what? 5 kilograms? Țelină, tot pentru umplutură. Cranberries pentru sos. Și asta este stuffing-ul, umplutura care merge în curcan. So baby, tell us what's in the stuffing. It's celery, bread, onion, turkey sausage and pork sausage, a little bit of garlic, a little bit of brown sugar, pepper. That's not sexy. Well, stuffing the neck cavity. No. And a full loaf of multigrain bread. Miroase bine de tot. Well, the stuffing helps keep the bird moist.
Your favorite word, moist. Nu suport cum sună cuvântul ăsta, moist. Gravy sauce. It's basically fat, right? No, it's turkey broth. There will be some fat when I get the drippings from the turkey. Yum yum. Morte fame. Ti fame, John? Da. Ti forte fame. Forte fame și mie. Pasăre în cuptor. John, servești tu cina? Servești cina? No. Did you even understand? Serve the turkey. Yes, you are serving the turkey, so you did understand. May I please have some? Varianta finală a meniului, pireu cu sos gravy, umplutura din curcan, curcanul și sosul de merișoare. Bam, gata! 5 ore mai târziu, cam așa arată meniul final. Și Dexter, care vrea și el parte din meniu. Hei, taxi! Vrei să papi? Vrei să papi? Nu? Vrei să dormi, nu?